albatonebo da batonebo. Ktrot miwesalmot, chveni sagamos maspinzleps. Liza Ciklauri, Sakartvelo. Mait Shuri, Ukraina. Da Leila Ismailova. Მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მადლობა მობრძანებისთვის. Ადამიანს არის ჯილდო, რომელსაც დღეს ჩვენ გადავცემთ სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულებს. Доброго вечора, пані та панове, вітаємо вас у Тбілісі на медіапремії Адамі. Ladies and gentlemen, domnilor și domnilor, bine ați venit la premiile media Adami pentru diversitatea culturală în Europa de Est. Adami Media Prize is for journalists and filmmakers from Premiile Adami sunt pentru jurnaliști și profesioniști media. There were 97 parte din parteneriatul estic al Uniunii Europene. Astăzi vom cunoaște conținuturile media care au ajuns în finală. Vom oferi premii în mai multe categorii și o mențiune specială. Adami, Medis, prizi culturului mraval peronebistuis. Premiile Adami, media pentru diversitate culturală în Europa de Est, sunt destinate jurnaliștilor și profesioniștilor media din parteneriatul estic al UE. Adami premiază programele cinema, TV și internet de excepție. Obiectivul său este să promoveze coexistența pașnică a oamenilor de cele mai diverse origini naționale, etnice, religioase sau culturale. Pentru mijloacele de informare din aceste țări va fi un schimb de perspective. Oamenii se vor vedea unii pe alții. Ce se poate vedea la Azeri TV? Ce se întâmplă la Chișinău? Ce se filmează în Moldova? Ce minorități etnice există? Ce stil vizual se adoptă? Filme și emisiuni de televiziune, documentare și programe de știri, video online și pagini web, premiile media Adami, ne invită pe noi toți să încurajăm o mai bună înțelegere între diverse grupuri etnice din societățile noastre și să promovăm diversitatea culturală. Sorry, but there was some misunderstanding. Ne iertați, dar cred că a existat o neînțelegere. S-a uitat despre diversitatea culturală a Leilei. Să nu uităm că eu sunt din Ucraina, colega mea este din Georgia. De unde ești tu? Mi-este destul de greu să răspund la întrebarea asta. Mi-am petrecut aproape întreaga viață în Azerbaijan, apoi am trecut în Georgia, apoi am început să lucrez la Los Angeles, în Statele Unite și acum sunt iarăși în Georgia. Într-un fel pot spune că sunt iarăși acasă. E complicat să spun de unde vin. Ți-ar plăcea să rămâi în Georgia? Mi-ar plăcea. Pirmali nominația aseti, informații, stuiți de-am categoria și țardgenile aris, schoada sfa documenturi namușevari. Bădit nahot videorgoli nominante bis șesahep. Gheorghe Tsvedianis da Ghivi Odisharies documentul. Acest documentar spune povestea unui profesor de limba georgiană ce predă unor copii armeni dintr-un sat îndepărtat din sudul țării. Limba e un obstacol vechi și continuu pentru multe minorități etnice din țară. Mulți etnici armeni nu vorbesc decât rusa sau limba maternă. Dar dacă doresc să meargă la universitate sau pur și simplu să se implice mai mult în societate, trebuie să învețe georgiana. Nico Zuei dezvăluie dilema personală a unui învățător. Între a rămâne cu elevii săi în sat și a se întoarce la soția sa însărcinată din Tbilisi pentru a-și continua cariera la universitate. Ce ai hotărât? Te întorci în ianuarie sau rămâi? Realizat de Lidiu Odișaria și George Cechidiani de la difuzorul public Georgian, filmul cucerește prin momente de umor și provocare.
ჩვენ გრძნობთ ნიკოს მდგომარეობას სოფელში პირველად ჩასვლისას. ადგილობრივ წესებთან შეგუებისას. მაშინაც პროდუქციის ქაურებისგან მის მიმართ გამოყენებული პატრონი. Atunci când luptă să se adapteze regulilor autorităților locale, atunci când încearcă să le câștigă, să le câștige respectul. Un documentar bine povestit cu un lucru al camerei excelent despre un om care își caută scopul în viață. Dușman de sânge este o poveste tragică de familie despre doi frați despărțiți de război. Unul este în armata ucrainiană, celălalt cu separatiștii din Donetsk. Filmul scoate în evidență rădăcinile lor familiale comune și discuțiile continue cu părinții atunci când frații își explică motivele pentru care și-au luat aceste decizii. Vrem să ne creăm țara noastră mică în care să trăim pașnic. Regizorul Leonid Kamfer se apropie foarte mult, așa cum mai o echipă de un singur om poate de protagoniștii săi și încearcă să pună întrebări inteligente și bine alese. Am fost foarte dezamăgit că nu pot schimba nimic. Publicul va decide singur ce să creadă, pentru că nu există răspunsuri gata formulate. E un film cu adevărat curajos, care ajunge în miezul problemei. Acasă în Marienfeld, Eugeniu Popovici, Lucia Teuc și Irina Crăciun ne invită într-un sat din sudul Moldovei fondat de germanii basarabeni cu acum mai mult de 100 de ani. Doi vizitatori din Germania își caută urmele strămoșilor care au fost forțați să-și părăsească casele în epoca stalinistă. Da, ai care se apatriuță. Însoțindu-și protagoniștii, filmul este o călătorie în trecut, dar și o privire spre viitor. Realizat de Teleradio Moldova, filmul își dea până pe îndelete povestea, permițându-ne să descoperim viețile locuitorilor de astăzi prin ochii vizitatorilor. Devenim martori ai mediului în care comunicarea funcționează și fără modului în care comunicarea funcționează și fără o limbă comună. E un film de o mare frumusețe, autenticitate și emoție, care folosește poveștile mici pentru a crea un tablou mai mare. Bravo! Sanam davasakhelebt gamarjobuls. Minda scenaze vtkhovo snobul kartvel rejisors Eldar Shengelayas, romelis dgevandeli sagamos ert-erti sapatio da gamorcheuli stumaria. Aplodismentebit sheoxte tu sheidzleba. Didi madloba batono Eldar, rom chvens gverdit khart dges. Საქართველო ძალიან დიდი კულტურის მქონე ქვეყანაა. ეს პრიზიც ადამი, ზოგადად კულტურული მრავალფეროვნებისთვის გადაიცემა აღმოსავლეთ ევროპაში. მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ფესტივალი, რომ ტარდება და თან ალბათ სიმბოლურია, რომ საქართველოა მისი დაჯილდოების მასპინძელი. მე მგონია, რომ ეს აბსოლუტურად კანონზომიერია, იმიტომ რომ საქართველოში ცხოვრობს უამრავი სხვადასხვა ადამიანები, სხვადასხვა კონფესიის, სხვადასხვა ნაციონალობის და ცხოვრობენ ნორმალურად, ერთმანეთში ურთიერთობა ნორმალური აქვს და არავითარი კონფლიქტები ჩვენთან არ არის. და ამ მხრივ ეს ფესტივალი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მე დიდი სიამოვნებით გადავცემ პრიზს, ვისაც ჟურიმ, ასე ვთქვათ, ამოარჩია. ძალიან დიდი მადლობა და ახლა მოგვიტანენ ჩვენ კონვერტს და გავიგებთ რამდენიმე წამში თუ ვინ არის ამ ნომინაციის გამარჯვებული. Acum probabil se va extrage numele câștigătorului dintre cei trei nominalizați. Să nu uităm că e vorba de categoria informație. Am avut trei filme, Nico Zuei, Enemy by Blood, respectiv premiul, înțelegem că merge către Nico Zuei, filmul dedicat profesorului de georgiană din satul îndepărtat, cel care își caută destinul.
გილოცავთ პირველ რიგში და რამდენიმე სიტყვა უნდა გვითხრათ ნამუშევარზე, როგორ მიმდინარეობდა გადაღებები და რა მიზანი ჰქონდა თქვენთვის ამ ფილმის გადაღებას. ბევრსაც გეტყვით, დროს მომცემთ. Უპირველეს ყოვლისა, მინდა უღურმესი მადლობა გადავუხადო ამ დიდი დღესასწაულის მომწყობებს. ბატონ შტეფან ტოლს და მის უძლიერეს გუნდს, რომელმაც აი მართლაც საუწყვეტ. E vorba de o echipă foarte puternică care a făcut minune aici și apreciem într-adevăr lucrul lor. Ne bucurăm pentru toți nominalizații și ne bucurăm că am fost și noi printre ei și acum am ajuns câștigători și sperăm că filmul va ajuta pe toată lumea să înțeleagă mai bine problema minorităților etnice. Mulțumim companiei de stat publice georgiene. Of our film. If not they, of course we wouldn't și aș vrea cel mai mare mulțumesc să-l adresez eroului filmului nostru, căci fără el nu ar fi fost posibilă istoria pe care am spus-o. Procesul, știți că totul se petrece în regiunea Javaheti. Este greu să avem să avem acces acolo. Am fost foarte susținuți de populație. Aș vrea să mulțumesc tuturor locuitorilor satului. Mulțumim pentru ajutorul pe care l-ați acordat. Vă felicităm încă o dată cu ocazia acestei frumoase victorii și aplauze pentru câștigătorul nostru. Give big round of applause to the well-known Georgian composer, musician, singer Zviad Bogvadze and his friends. Și acum aplauzele din partea lui marelui cântăreț Zviad Bogvadze și prietenii săi. Niște aplauze sonore cântate. Shen krimaduli mimghere negimghere chakros iknevas meuli uli shekhmat qbilobam dakurmos shen orovela mimghere მოგცემ თისასა რომ დავამბრო სამშობლო ჩამონათალსა თისასა საგალობელი მიმღერე მეგიბას მოგცემ ხსნისასა რომ არ დაგარბოს ქართველ
ეს თამზე ომი მღერე მე კი იმღერებ დარიას რომ აღარ გავდეს ქართველი იმედ გავნეულ ქარიას ყველა სიმღერა მიმღერე ყველა კუთხის და მხარისა ზედა მოლე ჩურჩული ჩაფიქრებული ხვარისა Zviad Bălgvadze Sacartvelo, o mândrie a georgienilor și un prilej pentru noi de a ne familiariza cu ceea ce s-a ascultat acolo. O a doua categorie pentru care se acordă premiile Adam, premiul pentru tineri, iată trailerul. Filmul Damlagebeli, un tânăr reper e cuprins de bănuieli în privința unui cuplu care stă în hotelul unde acesta lucrează ca și menajer și descoperă adevăratele motive ale șederilor acolo, astfel că decide să acționeze. Coloana sonoră cucerește publicul chiar de la bun început, creând o atmosferă de suspans atât prin imagini cât și prin sunet. Radu Zaporojan abordează subiectul traficului de ființe umane dintr-o perspectivă moldoveană. Zaporojan își dezvăluie subiectul treptat, căci deoarece fiecare totul este ascuns și se întâmplă în spatele unor uși închise, filmul amestecă realitatea cu imaginația. Tânărul realizator se joacă cu sentimentele și așteptările celor care privesc. Prezentat de Academia de Muzică, Film și Arte Frumoase din Moldova, acest film produce un impact enorm folosind un buget mic. Este o realizare formidabilă. Cum traversez de la Jiliz la Jiliz, Marina și Sonia Cocearian demonstrează de rezultatele deseori absurde ale trasării frontierelor. Satul de munte Jiliz e despărțit în două de frontiera armeano-georgiană, separând familii și prieteni. Filmul spune povestea din perspectiva lui Lusine, o fetiță din partea armeană care merge într-o călătorie să-și viziteze bunica în cealaltă parte a satului. Fizic le separă doar un kilometru, dar Lusine trebuie să călătorească 100 de kilometri pentru a ajunge acolo. E bunica Sirun. Ce mult a îmbătrânit. Luzine și prietenii ei uită de prezența camerei și vorbesc despre visurile și sentimentele lor. Din punctul lor de vedere, vedem că nu există frontiere atâta timp cât nu le construiesc oamenii înșiși. Dacă frontiera ar fi deschise, am putea merge de la Jeliz la Laverdi, de la Laverdi la Chirovacan, de la Chirovacan la Yerevan, iar din Yerevan
undeva în Italia sau Spania. Cei doi realizatori ne prezintă un portret reușit al protagonistei prin simboluri și planuri bine alese pentru a ne introduce în lumea lui Zusine. Felicitări realizatorilor pentru un documentar minunat! Winner, I invite an outstanding diplomat, Mrs. Heidi Taglavini. Pentru a prezenta câștigătorul, invit aici un diplomat. Thank you for being with us tonight. Doamna Taglavini, vă mulțumim că sunteți aici. Sunt foarte curioasă. Ce rol poate juca mass media în rezolvarea și prevenirea conflictelor? Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat aici. Lucrez ca diplomat de mai mult de 20 de ani. Am lucrat în mai multe țări din spațiul post-sovietic. Am văzut destule conflicte și destule noi frontiere care separă oameni și viețile acestora și cred că premiile media Adami sunt foarte importante pentru acești oameni. E foarte greu să înțelegi cum au apărut aceste conflicte și de unde a apărut atâta ură, dar puțini oameni înțeleg ce înseamnă pentru oamenii ordinari aceste conflicte. Și sper și cred că aceste filme sunt despre viața de astăzi, despre viața oamenilor și familiilor care sunt separați de frontiere și cred că ar trebui să simțim prin aceste filme ce dramatice sunt aceste conflicte și cum aceste filme pot încuraja o înțelegere între oameni pentru a evita conflictele cu orice preț. Vă mulțumesc! And now let's proceed to the most important part and not torture our nominees any longer. Acum haideți să ajungem la cea mai importantă parte și să nu ne mai torturăm publicul, să deschidem plicul cu numele câștigătorului. The winner is How to Cross from Gilis to Gilis. Câștigătorul este cum să traverseze de la Gilis la Gilis. Marine și Sonia. Cocia Racian. Congratulations, ladies. Felicitări, doamnelor! Ați făcut un lucru de excepție și ne puteți povesti un pic cum v-a venit ideea acestui proiect? E un subiect pe care îl abordez de fiecare dată. Ideea mi-a venit când învățam în Georgia. A fost important, e important pentru noi să că ne întoarcem în Georgia cu această ocazie pentru a primi un premiu. Prima dată am abordat subiectul de când eram studentă în Georgia și a fost tema pe care ne-am ales-o când eram studentă. Am lucrat de răsputeri pentru a obține un film bun, am avut multe provocări și e o mare onoare pentru noi să obținem acest premiu. Mulțumim foarte mult, mulțumim doamnelor! Okay. Thank you. And now I would like to vă mulțumim tell you și noi. A little about și acum aș vrea și eu să vă spun câte ceva despre ce înseamnă diversitatea culturală și cât de interesant poate fi să ai acces pentru prima oară la acest lucru. I personally am against cultural diversity. Personal sunt împotriva diversității culturale, nu pentru că nu-mi place, ci pentru că mi-e teamă de ea. O să vă explic de ce. O să vă spun din exemplul meu personal. M-am născut în Canada, am trăit acolo, dar sunt ucrainean. Pe vremuri am încercat să iau un taxi și
I was trying to take a taxi. I left a voice message, but in Ukraine nobody uses voice messages, and you know what he answered me? I can't speak. Call you back later. Și mi-a zis că nu pot să vorbesc, mai sunați odată. So he didn't answer the mails. N-am obținut un răspuns de pe cutia vocală. I can't speak because I'm driving a passenger. This was the first time nu pot să vorbesc, am alt pasager. I dealt with cultural diversity. Asta e prima ocazie cu care am avut de-a face cu diversitatea culturală. I'm your passenger. I'm the one who should have been there. Și atunci am întrebat, de ce îmi spuneți că aveți un pasager? Eu sunt pasagerul dumneavoastră. And when explosion one. And who am I? I'm your passenger. I am. It's me who should have been instead of that bastard sitting in a soft chair. And when the blast wave of the first explosion faded, the second explosion happened. Call you back later. Later. I said sorry and I heard the word blockhead in return, but there was no explosion. At that time I thought I was being excused. It was only later when I learned the true meaning of the word blockhead, that is bang. Încerc să vă spun, nu știu dacă este clară pentru toată lumea, dar am tras o concluzie. E bine să existe diversitatea culturală, dar eu sunt împotriva acesteia. Pe de altă parte, este foarte greu să fii diferit din punct de vedere cultural. De fapt, nu suntem speriați de diversitatea culturală, ci ne temem unii de alții. Respectiv, sperăm că frica de diversitate culturală nu este decât o fobie, așa cum sunt multe altele. Respectiv, am inventat propriul meu termen, diversitate culturală, fobie. Iar acum ne continuăm programul. Următoarea categorie este categoria pagini web și să vedem clipurile. In filmul său online, Tamar Spanidze abordează rolul statului în Georgia în integrarea minorităților etnice și provocarea de a le oferi un cuvânt de spus în procesul de luare a deciziilor. In their own worlds, with only limited contact with the rest of Georgian society. Jurnalistul vizitează diferite părți ale țării unde armenii și azerii etnici se simt izolați în propriile lumi, neavând decât contact limitat cu restul societății georgiene. Spanidze adună părerile oamenilor și intervievează experți, întrebându-i dacă șase reprezentanți într-un parlament național de 150 de mandate sunt suficiente pentru a implica activ minoritățile în viața socială. Acest documentar scurt video realizat de Internews Georgia este foarte bine produs și varsă lumina asupra unei probleme majore. De metri deasupra nivelului mării, în cel mai înalt sat din Azerbaijan, cele 30 de familii din Griz încă își vorbesc propria limbă și reușesc să-și păstreze cultura și tradițiile care datează de sute de ani. Filmul lui Octav Namazov ne dezvăluie viața în acest colț îndepărtat al munților Azeri.
He gives the Greeks a stage to perform, highlighting their sense of humor, sublimind simțul umorului locuitorilor, drept ceva absolut necesar în condițiile dure de acolo. With excellent camera work and editing, this lucru de cameră și de editare excelent, acest video produs de chaikana.org merită toată atenția publicului său. Like a good cinema trailer, la fel ca un trailer de cinema de calitate, ne incită să vedem mai mult. Felicitări! Randomime tsutir cheba gamarjobulis. We have just a few minutes before we identify. Nu ne rămân decât câteva clipe până în momentul în care îl vom afla cine va fi câștigătorul și o invit în scenă pe ambasadoara Germaniei în Georgia. Ministerul de Externe al Germaniei care acordă finanțarea pentru aceste premii. Ce a dorit să se obțină prin aceste premii? Ne-am gândit că o mare parte din succesele pe care le-am obținut în societatea noastră se datorează oamenilor care au venit la noi prin emigrare și care au ajuns să devină în cele din urmă parte a culturii germane. Credem că acest lucru este important peste tot, să promovăm aceste valorile lor și să-i ajutăm să se integreze. Thank you very much. And now can you tell us who is the winner? Și acum ne puteți spune cine este câștigătorul? And the winner is? Iar câștigătorul este? A few seconds. She's nervous. The winner is 30 families of Greece, Octai Namazov. Cele 30 de familii din Greece al lui Octai Namazov. We are waiting for a winner. Îl așteptăm pe câștigător în scenă. Congratulations. Felicitări. And now the prize. Și acum premiul. Thank you both of you. Congratulations. A few words. Mulțumim amândurora. Câteva cuvinte? Nu prea știu. Dedic premiul acesta who died recently or went missing as a result of fire in oil platform. Dedic acest premiu celor oamenilor care și-au pierdut viața într-un accident recent. Următoarea categorie este cea pentru pagini web. Să vedem care sunt finaliștii. JNews GE is a bilingual Armenian and Russian site bilingual în armeană și rusă, administrat din orașul Akhalaki, situat în sudul Georgiei, baștina celei mai mari populații de armeni Javaheti din țară. Site-ul este dedicat știrilor locale, deși acoperă și noutăți de interes național. Este de asemenea o posibilitate pentru nevorbitorii de Georgia să se familiarizeze cu noutățile din zonă. Scopul site-ului este să informeze despre evenimentele locale și naționale. Ar fi putea fi și mai util, favorizând înțelegerea interetnică, dacă și-ar oferi conținutul și în georgiană, dar totuși îmbogățește foarte mult peisajul online media georgian. Chaihana înseamnă ceainărie, un loc unde oamenii vin să discute și să-și împărtășească noutățile. Este vorba de o platformă web transfrontalieră care prezintă istorii din Armenia, Georgia și Azerbaijan, conceput să promoveze lucrul jurnaliștilor, realizatorilor de film, analiștilor și fotografilor din întreg Caucazul de Sud,
Site-ul funcționează în cele trei limbi naționale, dar și în engleză și rusă, fiind astfel o sursă de informație pentru oamenii din regiune și din afara acesteia. Respectiv, este o poliță online de lectură, dar și o posibilitate de a se transforma într-o arhivă pentru cercetători și orice alte persoane interesate. Slide-uri, show, animație, reportaje și scurtmetraje oferă un model de cross-media proiect în cel mai bun sens al cuvântului. TheOutlook.ua este un portal web ucrainean ce acoperă evenimente culturale și sociale din întreaga lume și urmărește să amelioreze înțelegerea altor țări și a oamenilor de acolo, cu un design atractiv și oferind conținut în trei limbi. Site-ul este ușor de navigat, mergând, trecând cu ușurință într-o mare varietate de subiecte, de la gastronomie, modă și la istorie introductive ale minorităților, și oferă o abordare pozitivă și proaspătă. Bine făcut, bravo! To announce winners, I invite jury members Leonid Melnik, Moldova, and Irada Aliyeva, Azerbaijan. Pentru a mâna premiul, îi invit în scenă pe Leonid Melnik din Moldova și Irada Aliyeva din Azerbaijan. Bună, dragii mei. Mă bucur că ați venit. Leonid, am o întrebare pentru dumneavoastră. Leonid, cum ați reușit să vă descurcați în cadrul unui juriu internațional atât de vast? Good evening. Cât de ușor v-a fost să vă descurcați. A fost foarte greu pentru noi să alegem un singur câștigător, dar astea sunt regulile. Există un singur câștigător într-o categorie. Deși personal cred că fiecare este unic în felul său, pentru că acest festival este mult mai mult decât un concurs. Ne oferă posibilitatea să aflăm mai multe lucruri despre ceilalți și ne dăm seama că avem aceleași probleme ca și Ucraina, ca și Georgia, ca și Armenia, și acest concurs ne oferă posibilitatea să ne rezolvăm problemele împreună. În aceste timpuri de ură este tot mai greu să faci față și să câștigi. Și mă bucur foarte mult că Moldova a fost printre nominalizați. Producțiile moldovenești au fost printre cele nominalizate și sper că vom putea continua să participăm în acest concurs. În ce mod ar trebui să promovăm multiculturalitatea? Cred că este o problemă care ar trebui abordată de toate televiziunile, inclusiv cele locale. Este greu să... dar pentru noi care facem parte din generația tehnologiilor, este o modalitate foarte importantă. Vă rugăm acum să deschideți plicul. Și câștigătorul este Chaihana. Este platforma web Chaihana. Congratulations. Can you tell us a little bit more about yourself and why did you decide to do this project? Ați putea să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră și cum ați decis să vă ocupați de acest proiect? Women from across Azerbaijan, Georgia and Armenia, and I'm expressing the context. Am luat această decizie pentru că my inspiration is these young women who inspirația mea sunt femeile din această zonă din Caucaz și
și sunt interesată de tot ce fac ele. Faceți un lucru minunat, felicitări încă o dată. Astăzi este o zi foarte specială pentru că avem aici niște cântăreți pop foarte celebri și cântăreți de jazz foarte celebri care au venit anume pentru acest eveniment aici în Georgia. Este vorba de Jamala care va cânta, care ne va interpreta două cântece astăzi. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sagamom Shvidavisa. Totul sau nimic. Why I love you. Why I pretend it is when our love like song without a melody. I'll be with you, I'll share my love and sorrows, so will it turn your back on me. Don't go away, all or nothing.
Jamala. Jamala. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult. Jamala, that was really great song. A fost un cântec într-adevăr extraordinar. Am văzut chiar și cameramanul dansa. So, I have a question to you. Am o întrebare la tine. Vorbeam astăzi și mi-ai spus că nu e doar o interpretare obișnuită pentru tine. Ce o face specială? Pentru mine e o mare onoare să fiu parte acestui eveniment extraordinar și mulțumesc tuturor organizatorilor pentru invitație. Știți, toleranța și toate lucrurile din categoria aceasta sunt mesajele muzicii mele și cred că putem fi de diferite confesiuni, dar trebuie să respectăm aceleași valori. Cred că suntem mai puternici împreună și suntem gata de schimbare, mai întâi de toate în mintea noastră. Vă mulțumesc pentru această minunată seară. Și mulțumesc acestui band minunat. Iar acum o să rog pe Jamala să ne anunțe pe următorul vorbitor, următorul nominalizat. Atenție la ecran. Salut, numele meu este Ziad Aliyev. Ziad, nu Zviad. Ziad Aliyev takes popular video clips from the internet. Folosind formatul stand-up comedy show, Ziad Aliyev preia clipurile video populare de pe internet și le atribuie noi înțelesuri în show-ul său online. Și eu când eram mic, uram grădinița și făceam pipi în pat ca să nu fiu trimis la culcare. Actorul joacă pe originea sa etnică azeri și este foarte conștient de identitatea sa etnică multiplă. Folosind slangul georgian și umorul georgian, îl vedem ca pe un exemplu pozitiv de integrare în societatea georgiană. Acest episod pilot pentru Kibatona este de asemenea un apel pentru link-urile alte clipuri web pe care Ziad le-ar putea folosi pentru show-ul său. So, felicitări. I see you. Come here to the stage. Te văd acolo, vino în scenă. While you're walking, Ziad, now you are one of the winners. Cât merge, o să te întreb, ești unul dintre câștigători și întrebarea mea poate că e prea serioasă pentru tine. Dar vreau să te întreb, o să-ți fie dor de mama? Nu? Thank you. Ziad. And now serious question. Și acum o întrebare serioasă. What is your next project? Care este proiectul la care lucrezi acum și când o să-ți vedem noile clipuri video? Fac următorul episod pentru Kibatono și vreau să vă spun ceva. Există două motive pentru care mă ocup de asta. Una este pentru că vreau să fac mediile sociale georgiene mai interactive. Și al doilea motiv e că mă simt foarte bine atunci când îi distrez pe oameni și îi fac fericiți. Mulțumesc! Ce misiune frumoasă ți-ai ales! Și iar acum premiul. Lasă-mă pe mine să ți-l mânez. Felicitări. Show everybody. Arată tuturor. E vorba de mențiunea specială. So, Lisa. Deci, Lisa, unde ești? I'm ready to. Sunt aici. Sunt gata să ți ofer. Cuvântul. Next to me. Iar acum alături de mine l-am pe author of the idea of the prize of Adam
Inițiatorul premiilor media Adami, Ștefan Tolz. He speaks well Georgian. El vorbește foarte bine georgiană. Și iată de ce o să-i cer răspunsurile în georgiană. Mai întâi de toate a fost foarte interesant pentru toată lumea ce se află în spatele acestei idei. De ce ați ales Georgia? Să vă spun sincer, nu este tocmai o idee nouă. De mai bine de 25 de ani acest premiu există în țările europene, dar eu trăiesc în Georgia, îmi place această regiune și îmi place modul în care se trăiește aici și m-am gândit că este o idee bună să instituim și aici un premiu similar. Știu că oamenii din Georgia, cunosc oamenii de aici și știu prin ce au trecut și cu câte încercări s-au confruntat. Astfel că sunt foarte fericit că astăzi am reușit să organizăm acest eveniment aici, în Georgia, și avem deja pe primii câștigători pe care i-ați ales. Sunt foarte fericit că the jury about 23 or 24. Cam avut membri ai juriului din 24, cam avut 24 de membri ai juriului de la diferite canale TV, din diferite țări, din Ucraina, din diferite țări din zonă. Also from Moldova. Din Moldova. They did a lot together with au lucrat, m-au impresionat foarte mult și cred că este foarte important să lucrăm împreună. Nu e neapărat o idee a mea. Germanii nu au făcut decât să se acorde finanțare și să încurajeze această abordare a diversității culturale pentru ca să putem să informăm oamenii despre ceea ce se întâmplă în alte țări și să afle despre problemele altora, despre felul de probleme cu care se confruntă oamenii din țările vecine. Iată de ce cred că este un premiu foarte important. Vă mulțumesc încă o dată și dacă mă lăsați să vă fac un compliment, vorbiți o georgiană perfectă. I'm immensely grateful to the production team. Sunt imens de recunoscătoare echipei de producție, organizatorilor, juriului și tuturor celor care sunt aici. Este un proiect plin de inspirație și care creează o valoare pentru noi toți. Vă spunem la revedere și sperăm că frumoasele amintiri din această țară în această seară vă vor însoți de-a lungul întregii vieți. Iar acum invităm pe toți câștigătorii și pe toți nominalizații și pe toți membrii juriului să ni se alăture scenă pentru a face împreună fotografia de final. Nimeni nu vrea să facă să facă o poză. Iar aici se încheie seara de astăzi. Vă mulțumim, deci, pentru a fi fost alături de noi în această seară, alături de Moldova 1, la această gala a premiilor Media Adami, transmisă în direct din capitala Georgiei Tbilisi. Îi vedeți acum pe toți participanții la gală, venind în scenă pentru fotografia emblematică a evenimentului. O seară frumoasă. Ertoblevi samaxsauro fotos. We already have the family photo. Avem deja fotografia de familie. Again, please just smile please. Și vă rugăm să zâmbiți. Yeah, family photo has been done. Fotografia de familie a fost făcută. Mulțumim tuturor oaspeților și publicului.
însuți.